PSD-ului să nu obstrucționeze în Parlament procedura de asumare a răspunderii. Pentru că știm foarte bine că PSD-ul își propune să joace la ruleta rusească destinul românilor și este inclusiv capabil să amâne bugetul pentru anul 2020 în condițiile în care este pentru prima dată de după guvernarea PSD-istă, când în sfârșit avem un buget prezentat în timp util, astfel încât autoritățile locale de la 1 ianuarie să poată să vină cu bugetele locale și să dăm drumul la dezvoltarea țării. Este foarte important ca România să nu mai rămână blocată. Este foarte important ca tot ceea ce înseamnă cheltuială să fie bine asumată, să fie o răspundere luată de către guvern și în același timp să intrăm cu investiții de la nivel național până la nivel județean. Al doilea semnal de alarmă este de data aceasta o rugăminte pe care o adresăm tuturor partenerilor noștri și partidelor și parlamentarilor care susțin guvernul Orban să sprijine în Parlament prezența și simplificarea procedurilor, astfel încât pe proiecte vitale așteptate de ani buni de către români să putem să progresăm și să facem niște lucruri care până acum au trenat. Gândiți-vă doar la primele proiecte, cele legate de legile justiției, plafoane și ordonanța 51, de când așteaptă românii să se facă dreptate. De asemenea, am decis astăzi o a doua asumare de răspundere să fie luată pe ordonanța 114 și tot în ședința de mâine vom avea o primă lectură a ordonanței 114, astfel încât aceasta să fie abrogată, cu excepția părții referitoare la construcții, unde deja s-au operat modificări în sector și dacă am abroga și partea aceasta legată de construcție, atunci s-ar bulversa cu totul un domeniu care aduce plus valoare în sectorul economic. Aș vrea să mai rețineți un lucru legat de ordonanța 114. Aceasta, practic, a condus la toate creșterile de prețuri pe care le-au simțit românii pe propria piele în timp ce erau mințiți că o duc mai bine datorită creșterii veniturilor făcute de guvernarea precedentă. Da, veniturile au crescut, dar creșterile de prețuri prin această ordonanță ticăloasă au fost efectuate, crescând practic de la facturile la energie electrică termică până la facturile de telefonie, până la accesarea sistemului bancar prin ordonanța 114. Aș dori să mai menționez un lucru. S-a discutat despre rezidențiat. După cum bine cunoașteți, rezidențiatul s-a desfășurat fără probleme, în condițiile în care a fost crescut numărul de locuri la rezidențiat și, de asemenea, mâine evaluăm elaborarea unei ordonanțe de urgență cu privire la desfășurarea rezidențiatului în toate spitalele din România. Pentru că până în momentul de față asistam la monopoluri legate de rezidențiat în doar câteva centre universitare, prin ordonanța pe care intenționăm să o dăm mâine, practic permitem și spitalului militar, spitalelor militare din țară, spitalelor județene, spitalelor private, să poată să desfășoare programe de rezidențiat, astfel încât tineri care sunt finanțați prin locurile obținute la rezidențiat să poată să facă practică în spitale, să poată să-și pună la dispoziția sistemului medical românesc cunoștințele și munca pe care pot să le depună. În al treilea rând, aș dori să vă spun că am luat decizia ca Partidul Național Liberal să susțină anularea pensiilor speciale, cu excepția pensiilor militarilor și magistraților care deja au o decizie a Curții Constituționale. În felul acesta se elimină o inechitate crasă în sistem. Sunt aproape 9 miliarde de euro pe an care sunt cheltuite de statul român cu pensiile speciale și dorim ca în paralel
cu anularea unor privilegii care sunt date pe criterii discriminatorii, să venim cu o lege a pensiilor care să elimine inechitățile din sistem prin stabilirea, ca punct de plecare în calcularea pensiilor, a principiului contributivității. O țară întreagă așteaptă ca pensiile în România să fie calculate pe principiul contributivității și tot ceea ce înseamnă privilegiu stabilit la discreția politicienilor să fie eliminat. Nu în ultimul rând, Partidul Național Liberal începe pregătirea intensă a alegerilor locale. Ne-am stabilit un calendar de pregătire a celor mai buni candidați pentru funcțiile de primar și președinți de consilii județene, astfel încât, dacă alegerile locale se vor desfășura cel mai rapid în 24 mai pe un calendar care prevede, să spunem, datele posibile pentru aceste alegeri, noi să fim pregătiți și să dăm un exemplu românilor, din nou, că Partidul Național Liberal pune performanța, integritatea și implicarea pe primele locuri și cerințe de bază pentru reprezentarea în funcțiile publice. Am început cu alegerea președintelui României. Avem un guvern responsabil și dedicat, un guvern care muncește 24 de ore pe zi din 24 și vrem să continuăm cu o guvernare liberală care să aducă prosperitate până în ultimul cătun al României, astfel încât decizii bune luate la nivel național să poată să fie rostogolite în parteneriat cu autoritățile locale până la nivel de cetățean de rând. Dacă aveți întrebări. În privința bugetului vreau să fie limpede câteva aspecte. Să menționez limpede câteva aspecte. 1. Bugetul acesta este gândit și creionat în niște condiții extreme pe care trebuie să le respectăm din cauza incompetenței guvernanților anteriori. Din acest motiv, partea de cheltuieli a bugetului pentru anul 2020 va fi onorată și nu vom avea un dublu limbaj acum la guvernare față de ceea ce am spus în campania electorală. Tot ceea ce înseamnă majorare de pensie, de salariu minim cu impact pe legea salarizării, se va respecta. De aceea, fiecare cheltuială și fiecare venit în bugetul de stat pentru anul 2020 va fi extrem de bine gândită ca și componentă și nu vom accepta ca demersuri populiste și sinucigașe ale PSD-ului să-și pună amprenta pe unica șansă de dezvoltare pe care o au românii prin bugetul pe anul 2020. Vă amintiți cât de cinic spunea domnul Teodorovici că nimeni nu va putea închide bugetul decât domnia sa? Ei, vreau să le transmitem celor din PSD, nu numai că am închis bugetul pe anul 2020, că încercăm să menținem și un deficit bugetar de 3,6%, cel mai probabil, negociat cu Uniunea Europeană, care să ne permită să punem pe masă, pe de o parte, acoperirea cheltuielilor și, pe de altă parte, crearea de venituri pentru susținerea întregii părți de cheltuieli pentru anul viitor. Deci domnii care își imaginează că vor putea face tot felul de jonglerii și mizerii pe spinarea românilor pentru anul 2020, să-și ia gândul de la așa ceva, pentru că guvernul Orban, 1, va face un guvern deștept și al prosperității, 2, va adopta exact acea strategie în Parlament care să nu permită PSD-ilor să-și facă tot felul de calcule meschine pe spinarea românilor. Vom anunța exact care este procedura pe care vom merge
în privința bugetului pentru anul 2020, însă vreau să fie limpede. Nu vom permite bătăi de joc pe spinarea românilor și vom avea exact același comportament curajos de până acum. O posibilă economie la viitorul buget pe 2020. Câte miliarde s-ar putea să economisim în aceste măsuri? Mâine, în ședința de guvern, premierul va prezenta exact parametrii pe care vom merge în construcția bugetului pe anul 2020. Cert este însă că tot ceea ce înseamnă drămuire la maximum a cheltuielilor nu va avea un impact major în privința bunăstării românilor. Sunt doar lucruri pe care le vom echilibra astfel încât să punem la bază predictibilitate și niște parametri economici normali pentru o dezvoltare normală a economiei. Da, și nu este în atribuția mea acum să prezint acești parametri, pentru că mi se pare firesc ca mâine, la începutul ședinței de guvern, premierul să prezinte aceste măsuri. Sunt convinsă că în numele transparenței aveți surse bune în partid care vă vor transmite aceste informații. Cert este că instituțional mi se pare corect ca aceste măsuri să fie prezentate de primul ministru. Ce veți face în legătură cu alegerea primarilor în două tururi? Pentru că se vede Parlament, se apropie alegerile locale, deja partidele și aleg și candidații. În privința alegerilor în două tururi, Partidul Național Liberal rămâne consecvent. Avem acest proiect de lege depus în două variante în Parlament și vom susține acest proiect de lege în Parlament. Evident, dacă Parlamentul cu majoritatea nou creată nu reușește să avanseze în privința acestui proiect de lege, vom lua în calcul și alte măsuri. Foarte multe informații date de Raluca Turcan, doamnelor și domnilor, e adevărat, găsindu-și greu cuvintele și...